5 oameni au murit, iar alți 3 sunt în stare gravă după ce microbuzul care îi transporta a intrat pe contrasens într-un tir. Toate victimele sunt din Bulgaria și mergeau către casă. Cei 2 angajați de la Petromedia cu arsuri grave în urma exploziei de vineri au fost duși cu aeronavă Spartan la o clinică din Germania. Au răni cumplite pe mâini și pe față și pe spate. Iar mare actriță Luminița Gheorghiu, extrem de apreciată din filme ca Moartea domnului Lăzărescu sau Poziția copilului, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. A fost măcel pe drumul național 6 în județul Teleorman în urma unui accident de coșmar. 5 cetățeni bulgari au murit, iar alți 3 sunt grav răniți. Printre aceștia din urmă este și șoferul microbuzului care îi ducea către casă. Potrivit anchetatorilor, este posibil ca bărbatul să fie adormit la volan, moment în care microbuzul a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un tir. Înainte de ora 2 în această dimineață a fost activat planul roșu de intervenție în județul Teleorman. Spre Drăgănești, Vlașca, au fost trimise mai multe echipaje de salvare în urma unui accident grav cu 8 victime. Microbuzul bulgăresc venea din vestul Europei și se îndrepta spre frontieră la Giurgiu, pe drumul național 6. Chiar în această zonă, în apropierea localității Drăgănești-Vlașca, microbuzul a trecut pe contrasens și a lovit frontal un autotren care venea din sens opus. Impactul a fost devastator. În urma impactului a fost distrusă și o mașină aflată pe o platformă tractată de microbuz. Șoferul tirului, care transporta unelte și echipamente de grădinărit, le-a povestit polițiștilor îngrozit ce s-a întâmplat. L-am văzut intrând pe contrasens, l-am claxonat. Acesta s-ar fi trezit buimac și în loc să tragă de volan dreapta pentru a se redresa, a tras stânga. Impactul a fost atât de violent încât 5 dintre bulgarii care se îndreptau spre casă nu au mai avut absolut nicio șansă. Practic, drumul lor spre familii s-a oprit aici, la Drăgănești-Vlașca. Au supraviețuit accidentului alte 3 persoane, între care și șoferul, care pare că a dormit la volan, însă cu răni extrem de grave, motiv pentru care cei 3 au fost duși de urgență la spitalul din Alexandria. Între cei care și-au pierdut viața era și o femeie. Niciuna dintre victime nu avea mai mult de 37 de ani, iar cea mai tânără abia împlinise 26. Primul șofer a ajuns la locul tragediei la doar câteva momente după impact, a povestit că nu a mai putut să facă aproape nimic. Pe 2 dintre persoanele am ajutat să iasă din autoturism. Aveau traumatisme la față, dar erau conștiente. Alte 2 persoane erau în afara autoutilitare, aruncate, cu traumatisme incompatibile cu viața. Iar în mașină, o singură persoană de sex feminin încerca să mai vorbească. Restul erau inconștienți și toți încarcerați. Ambii conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicând faptul că la momentul producerii accidentului, niciunul nu se afla sub influența alcoolului. Tragedia de la Drăgănești-Vlașca va fi anchetată de procurori. După ce va fi externat din spital, șoferul bulgar ar putea fi reținut pentru ucidere din culpă. Cei 2 pacienți cu arsuri grave după explozia de la Petromedia au fost transferați la o clinică din Germania cu aeronavă Spartan. Potrivit medicilor, bărbații au răni pe cel puțin 30% din suprafața corpului și sunt în stare gravă. Plecarea în străinătate a fost posibilă la insistențele familiilor, însă angajatorul a anunțat că va suporta toate costurile. Tot astăzi, tânărul care și-a pierdut viața în urma deflagrației a fost condus pe ultimul drum. În jurul orei 11, o aeronavă Spartan a forțelor aeriene române a preluat pacienții. Bărbații au fost transportați cu 2 autospeciale SMURD de la Spitalul Floreasca spre baza 90. De acolo, mai mulți medici și asistenți i-au monitorizat pe tot parcursul zborului, până în Germania. Știm că România nu poate trata arsurile peste 30% și tocmai de aceea am insistat foarte mult de a fi plecat în afară. Mi-au spus că pot fi tratați, că au tot ce le trebuie, dar ținând cont de istoricul din urmă, tot ce s-a întâmplat, nu am vrut să risc absolut nimic. Și de aceea am făcut demersul ca toate lucrurile să meargă cât mai repede posibil și ăsta a fost mesajul meu, să nu pierdem mult timp. Mai puțin de 72 de ore au fost internați aici la Spitalul Floreasca cei 2 pacienți. Ambii au arsuri destul de severe, răni la nivelul mâinilor, pe spate, dar și arsuri la nivelul feței. Medicii au transmis că le pot oferi tratamentul necesar, însă rudele au fost cele care au solicitat transferul în străinătate. Cristina este fiica unuia dintre răniți. Tatăl ei este operator chimist și lucrează de la 19 ani la rafinărie. A aflat de tragedie de la televizor și l-a sunat imediat. Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, are arsuri pe 30% din suprafața corpului. Mâinile și fața sunt cele mai afectate.
În plus, suferă de TBC și obezitate. Nu am vorbit înainte de a se întâmpla incidentul. Am încercat să iau legătura în ziua când am aflat știrea, să văd dacă el este cel care a suferit accidentul. El este în comă indusă, este în stare gravă, arsurile sunt foarte grave. Celălalt bărbat, în vârstă de 58 de ani, are arsuri puternice pe spate. Soția îi va fi alături la clinica din Germania. Pe toată durata tratamentului, precum și ulterior în recuperare, suntem alături de colegii noștri. Costurile în ceea ce privește clinica sunt acoperite integral de companie. Se plătește în avans o parte. Din păcate, tânărul care și-a pierdut viața vineri a fost condus astăzi pe ultimul drum. Iulian Atanasiu avea 31 de ani și era tatăl unui copil de 2 ani. Un alt coleg, în vârstă de 27 de ani, este internat în Constanța și se recuperează după intervenția chirurgicală. Deocamdată, anchetele procurorilor, inspectorilor de la ITM și pompierilor nu au clarificat cauza exploziei. Până la o concluzie oficială, activitatea rafinăriei în zona în care s-a declanșat incendiul este oprită. Vești proaste pentru prințul Paul al României, urmărit internațional după ce a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. Soția lui, prințesa Lia, și fiul lor, prințul Carol Ferdinand, au fost nevoiți să părăsească vila în care au trăit împreună. Potrivit unei apropiate al familiei, societatea de leasing bancar care a finanțat achiziția vilei ar fi vândut imobilul unui nou proprietar. Asta pentru că familia nu ar mai fi plătit ratele în ultimii ani. Prințesa Lia și fiul său locuiesc acum într-un hotel din nordul capitalei și susțin că nu știu unde s-ar ascunde Paul al României, despre care afirmă că este nevinovat. S-au afișat notele de la bacalaureat, motiv de ușurare pentru tinerii absolvenți de liceu care au reușit să promoveze număr mai mare decât anul trecut. Mai puțini însă au luat 10 pe linie. Ce planuri au, aflați în câteva momente. Tânărul în vârstă de 20 de ani din Baia Mare, care a zdrobit cu mașina doi pietoni aflați într-o stație de autobuz, a fost reținut. Inițial, anchetatorii au hotărât că poate fi cercetat în libertate, însă după ore de audieri, decizia lor s-a schimbat. Același șofer a mai fost implicat în trecut într-un alt accident. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scenele șocante au fost surprinse de o cameră de supraveghere instalată în zonă. Cei doi, soț și soție, stăteau pe o bancă în momentul în care autoturismul i-a lovit, în plin. Într-o secundă, viețile lor au fost date peste cap. Tânăra, în vârstă de 20 de ani, spulberată de șoferul inconștient, este în comă profundă, spun medicii, și are piciorul stâng amputat. Soțul ei, în vârstă de 23 de ani, a fost transportat la Cluj, cu traumatisme la ambele picioare și la coloană, și a fost operat de mai multe ori. A fost adus la spitalul nostru în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, cu multiple traumatisme rezultate în urma unui accident rutier. În urma intervenției chirurgicale, pacientul este stabil. La acest moment este internat pe secția de terapie intensivă. Imaginile de la fața locului dau fiori. Bărbatul de la volan, care are carnet doar de 2 ani, a pierdut controlul bolidului și a intrat frontal în stație. Aproape că i-a strivit pe cei doi soți. Alte persoane au reușit să se ferească în ultimul moment. În urma impactului extrem de puternic, mașina s-a rotit și s-a înfipt cu spatele într-un copac. Când au auzit povestea, vecinii șoferului nu au fost mirați. Am avut un accident în baie, cam grav, dar la ei nu li s-a întâmplat nimic. Trei băieți erau în mașină. Frații doi. Acum, după aproape 48 de ore de la accident, șoferul a fost reținut, deși inițial anchetatorii consideraseră că poate fi cercetat în libertate. În cauză, polițiștii biroului rutier Baia Mare au dispus reținerea șoferului pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Tânărul urmează să fie prezentat judecătorilor în cursul zilei de mâine, cu propunerea de arestare preventivă. Polițiștii așteaptă probele de sânge, precum și cele toxicologice. Luminița Gheorghiu, una dintre marile noastre actrițe, s-a stins din viață la 71 de ani. Premiată la nivel internațional pentru interpretarea din Moartea domnului Lăzărescu și extrem de apreciată după poziția copilului film care a câștigat Ursul de Aur, Luminița Gheorghiu a trecut printr-o grea suferință. Vestea dispariției a tulburat pe toți cei care au prețuit-o pentru talentul uriaș, dublat de o excepțională modestie. Cu o carieră impresionantă de mai bine de 30 de ani, Luminița Gheorghiu s-a stins discret, așa cum și-a trăit viața întreagă. Nouă ne rămân însă 10 de filme.
Un rol excepțional a fost cel al mamei din filmul Poziția copilului, care a câștigat Berlinala. Accept inclusiv că nu mă iubești. Vreau doar să mă respecti, atâta. Era îndrăgostită de personajul Cornelia din Poziția copilului. Mi-aduc aminte și acum, pe covorul roșu de la Berlin, toată emoția care zăcea în ea. Luminița Gheorghiu reușea performanța de a fi autentică în orice rol ar fi abordat. Talentul trebuie să fie în tine și să crezi în tine și partitura. Dacă e bine scrisă, te trage după ea. Într-un interviu povestea că, în tinerețe, colegii de la Facultatea de Teatru o apreciau pentru spontaneitate, dar profesorii nu erau prea generoși cu notele, considerând că nu este suficient de frumoasă. Talentul său a contat însă mai mult. Rolul Catrina din Moromeții, în regia lui Steregulea, a adus-o în atenția publicului în 1987. A spus despre o scenă. Când vine de la biserică, Catrina mi-a zis că textul pe care l-a spus atunci, mi-a zis, știi că textul ăla nu l-am spus bine. Negru trebuie să-ți mai fie sufletul ăla de păcate și de tutun. Luminița Gheorghiu s-a făcut însă remarcată după 90, în ceea ce s-a numit noul val al cinematografiei românești. Personajul asistentei din filmul Moartea domnului Lăzărescu a adus și recunoașterea internațională. La gala premiilor Asociației Criticilor de Film din Los Angeles a primit în 2007 premiul pentru cel mai bun rol secundar feminin. S-a aflat cumva la originea acestui nou val în cinematografia română. Viața personală a actriței a fost marcată de grele încercări și chiar ea declara că ar putea lua locul întâi la capitolul suferință. A pierdut 2 copii, iar în ultimii ani a înfruntat cu discreție o boală grea. O laudă în plus te responsabilizează și mai tare și nu știi cum e finalul. Dumnezeu să o odihnească în pace. După faptă și răsplată, astăzi au fost afișate primele rezultate la bacalaureat. Față de anul trecut au promovat cu aproape 5% mai mulți elevi, doar că au fost numai 112 medii de 10. Este însă un an atipic, cu o generație mai puțin numeroasă, dintre care peste 10.000 nici nu s-au înscris la examene. Traian a fost unul dintre puținii elevi care au mers la școală să-și vadă rezultatul la avizier. Nu știu despre ce e vorba, mă duc acum să văd. Că sar în sus de bucurie. Dau interviu. După câteva minute, 9.65 media, previzibil, mai puțin decât aș fi vrut. Sper total destul de bine, suntem o generație cu ghinion, cum s-ar zice. Cei mai mulți elevi au intrat online la ora 10, atunci când s-au publicat rezultatele pe pagina dedicată examenului de bacalaureat. Abia apoi au mers la liceu să își întâlnească amicii sau să depună contestații. Se putea mai bine, da. După barem, după ce am vorbit cu profesorii. Cam drastică. Da, că s-au luat doar 2 note de 10 în liceu, ceea ce e anormal pentru liceul ăsta. La Colegiul Național Gheorghe Lazăr au fost scoase în curtea școlii bănci, pentru ca elevii să poată să completeze cererile pentru contestații fără să se creeze aglomerație în interior. Acestea pot fi însă completate și semnate și online, apoi trimise la secretariat. Elevii au la dispoziție doar 6 ore. Anul acesta au fost numai 112 medii de 10, față de 232. Anul trecut. Anda este unul dintre premianți și vrea o carieră în domeniul cercetării mediului. Am fost admisă în Olanda, la Wageningen University. O să plec într-o lună, mă urmez Environmental Sciences. Și Bianca, una dintre cele 2 eleve din Galați care au reușit să ia nota maximă, se îndreaptă către o facultate din Olanda. O să studiez Computer Science la Eindhoven, o universitate tehnică foarte bună. Cei mai mulți dintre colegii ei vor pleca de asemenea în Olanda, Germania sau chiar în Statele Unite. Chiar dacă este singură la părinți, Bianca a fost susținută de familie să studieze la o facultate din altă țară. Este altceva, altă cultură și acolo meritocrația este într-adevăr ceea ce este. Din păcate, în 2020, România a fost pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de absolvenți de studii superioare, cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani.
În România, cum se naște un proiect în sprijinul oamenilor, apar și frânele în calea aplicării lui. În cazul de față, ne referim la programul Casa Eficientă Energetic. Un sistem de finanțare gândit de guvern în sprijinul celor care doresc să plătească mai puțin pentru căldură și curent. Mii de persoane au trimis dosare către administrația Fondului de Mediu și doar câteva zeci au intrat în analiză. Promitem să le verificăm pe toate, spun autoritățile în fața echipei de la Inspectorul Pro, care a parcurs traseul birocratic al acestui program. Statul român și-a luat angajamentul în septembrie anul trecut să acorde până la 70.000 de lei fiecărui proprietar care vrea să-și reabiliteze locuința. Bani există. Bugetul actual este de 500 de milioane de lei, o sumă suficientă pentru 9.000 de case. Fondurile sunt nerambursabile și urmau să fie acordate prin programul Casa Eficientă Energetic. Până acum, niciunul dintre cei 2.400 de înscriși pe listă nu a primit niciun leu. Proprietarul acestui conac, de pildă, aflat la o oră distanță de București, așteaptă 55.000 de lei. Casa este deteriorată în proporție de 40%. Nu putem interveni cu materiale moderne, cu polistiren, cu plastic. Stâlpii de lemn vor fi toți stâlpi de lemn, tot lucrați manual. Dacă vin banii în 3 luni de zile, casa ar fi terminată. Programul se adresează tuturor, cum este și cazul Ancăi, un proprietar de vilă din Mogoșoaia. Aici este o gaură, da, mare, care trebuie evident astupată. Pericolul este să pătrundă apa prin infiltrații la fundație. Se și vede o urmă aici, da, cum a urcat umiditatea. Anca a cerut 40.000 de lei ca să-și eficientizeze energetic această locuință. Ceva ce îți promit printr-un program, îți dă speranțe, lupt și după aceea rămâi cu o dezamăgire. Să vedem acum ce putem afla. Dacă răspunde cineva, nu răspunde nimeni. Echipa de la Inspectorul Pro a mers la administrația Fondului pentru Mediu pentru explicații. Ne-am pus în pielea unui solicitant. Am sunat de acasă, nu răspunde nimeni de numărul acela de pe site. Dacă puteți suna dumneavoastră... Nu, pot să vă trimit. Tot ați venit aici, să știți că relația cu publicul nu este deschisă, dar vă trimit, cum ieșiți afară, următoarea intrare, rugați pe ofițerul de pază dacă poate să iasă cineva de la analiză, mă gândesc. Noi nu avem cum să vă ajutăm. Vreau să vă spun, domne, mă așteptați o lună, 2 ani, 5 ani. Adică nu ne luăm noi bubele lor, ei ar trebui să facă multe. Directoarea de proiecte nu ne-a lămurit nici ea, doar a mutat vina mai sus, la conducere. Ce știți despre programul acesta Casă Eficientă Energetic? Că am depus dosarul de anul trecut și am rămas așa. Da, ați rămas așa. Dar cum credeți că ar mai dura toată chestiunea? N-am cum să vedeți. Era vorba de ceva vreme. Da, pentru că între timp ce să vedeți, noi anul trecut am avut 6 președinți, adică despre asta vorbim. Într-adevăr, în ultimul an, administrația Fondului pentru Mediu a avut 6 șefi. Mihai Dojan, Andreea Sabo, Dan Vatmanu, Ștefan Cazacu, Ionuț Vasile și actualul președinte Ștefan Toga. Iată cu ce scuze vine actualul președinte. Acum vă spun, conform procedurilor, o decontare către beneficiari, până ajunge în cabinetul meu, durează 2 săptămâni. Datorită faptului că pe fiecare document trebuie să fie 8 semnături. Adică birocrația. Exact. Exact. Și cum umblați la ea? Dar lăsați-mă să spun până la sfârșit, că dumneavoastră vreți să intrați. Să luăm partea bună a lucrurilor totdeauna, că asta te motivează. Deci, eram la birocrație și nu vedeam partea bună. Pentru ordin de ministru o să avem 7 semnături. Ăsta e traseul? Exact. Moartea domnului Lăzărescu așa, până la 8 semnături? Exact. Nu pot să cred că nu știa nimeni de aceste lucruri. Deci aici ați pus o întrebare care nu intră în competența mea, că... Așadar, președintele AFM este mândru că a reușit să reducă birocrația cu o semnătură, de la 8 la 7. Oamenii așteaptă însă rezultate. Din cei 75 de angajați cât are AFM în prezent, doar 5 se ocupă de acest program. Și cum nu s-a făcut mai nimic în 8 luni, de acum încolo trebuie să rezolve 150 de dosare pe săptămână. Vom urmări dacă acest lucru se va întâmpla. Extrem de parfumați în nuanțe vii, foarte rezistenți la frig, ori la arșiță, noi trandafiri românești încearcă să-și facă loc pe piață. Cum reușesc să se impună chiar și în fața celor din Olanda, aflați în câteva momente. Cel mai mare și luxos iaht rezidențial din lume se va face pe șantierul naval de la Tulcea. Embarcațiunea va avea 39 de apartamente care vor fi disponibile pentru cumpărare doar pe bază de invitație. Unul singur va costa peste 11 milioane de dolari, iar construcția întregii nave a fost aproximată la 600 de milioane de dolari.
Cu o lungime impresionantă de 222 de metri, Somnio, a visa în limba latină, va fi cel mai mare iaht din lume când va fi lansat în 2024. Aceasta este o prezentare grafică a navei. Proiectul a fost realizat de două dintre cele mai importante studiouri de arhitectură și design din lume. Proiectul iahtului rezidențial Somnio a fost conceput de două companii din Suedia și Marea Britanie, iar de construcție se va ocupa o firmă din Norvegia, care a semnat deja un contract în valoare de numai puțin de 600 de milioane de dolari. Coca navei va fi realizată în șantierul naval de la Tulcea, unde vor fi făcute și primele amenajări. Detaliile tehnice ale iahtului nu au fost făcute publice. Producătorul a anunțat doar că va avea 39 de apartamente, așezate pe 6 etaje, dar și restaurante, baruri, un club nautic și un heliport. Va fi cea mai mare navă de până acum din istoria Vard și va angaja un număr mare de proiectanți și constructori de nave din rețeaua noastră internațională specializată. Aceia care vor avea șansa să lucreze cu acele planuri, vă dați seama că este cu siguranță o provocare. Cele 39 de apartamente de pe acest iaht vor fi personalizate în funcție de preferințele cumpărătorilor. Identitatea proprietarilor va fi păstrată secretă. Apartamentele vor putea fi cumpărate numai pe bază de invitație sau recomandare. Surse din cadrul companiei au comentat pentru presa internațională că primele apartamente au fost deja achiziționate. Producătorul iahtului susține că pentru proprietari, Somnio urmează să fie, în cele din urmă, un loc de reședință, unde vor primi inclusiv asistență medicală de talie mondială. În același timp, echipa care a dezvoltat proiectul spune că pe Somnio, cei de la bord, vor fi ținuți departe de pandemii și alte riscuri globale. Rezultatul va fi cu adevărat remarcabil și va stabili standardul pentru o nouă nișă a proprietarilor superiahturilor pentru cei care doresc să împărtășească experiențele oferite de Somnio. În prezent, cel mai mare iaht rezidențial privat din lume, cu o lungime de 195 de metri, este The World. A fost ancorat în cea mai mare parte a pandemiei, dar luna aceasta urmează să plece într-o nouă croazieră. La Culte, Chirghiul, recunoscut pentru calitățile sale terapeutice, este în pericol. Suprafața apei este acoperită de o pătură vegetală urât-mirositoare care i-a speriat pe turiștii sosiți în ultimele zile. În unele zone, în dreptul unor conducte, lacul pare acoperit cu totul. Autoritățile au luat probe și așteaptă analizele de laborator pentru a vedea dacă este vorba despre o poluare produsă de om sau de o explozie de alge în urma ploilor urmate de călduri sufocante. Ce fi de vărsat ăștia în lac și lumea vine să tratezi o culoare de mov. Sângeriu. Ia uitați, oameni buni, faleza, unde sunt copiii. Aproape tot malul lacului, în dreptul orașului Tekirgiol, este acoperit cu un strat urât mirositor. Pătura, care pare a fi vegetală, se întinde pe o lățime de cel puțin 50 de metri. Turiștii veniți la tratament pentru a beneficia de proprietățile vestitului nămol de Tekirgiol susțin că le este foarte greu să reziste în aer liber. Anul trecut am fost și nu era așa. E un miros mai neplăcut. Cum vestea a circulat repede, mai ales pe rețelele sociale, mulți din cei care își programaseră sejurul aici se gândesc să-l amâne. Deocamdată, mirosul care îi îndepărtează pe turiști nu pare a fi o problemă pentru cei care ar trebui să ia măsuri. E ușor dezolant. Așteptam altceva. O plajă mai mare, mai frumoasă, mai fără algele astea. E ca și cum e o stațiune veche, părăsită. Aștept să vezi broaștele care sar de pe mal în apă. Cercetătorii analizează probele luate din apă. Vor să afle dacă este vorba despre o poluare produsă de activități industriale sau despre o explozie de alge. Fiind și o conductă acolo, e posibil să fie și influența conductei și să fie plorire cu alge. Reprezentanții sanatoriului susțin că dacă este vorba despre o înmulțire spontană și necontrolată a unor alge, nimeni nu poate interveni, pentru că acestea ar ajuta, de fapt, la refacerea stratului de nămol. Dar dacă numărul lor va crește, algele vor fi adunate. Sigur că algele sunt un element neplăcut pentru pacienții noștri. Dacă vremea va persista să fie însorită și apa caldă, ele se vor înmulți. În urmă cu câțiva ani le-am adunat. Oricum ar fi însă, până la venirea rezultatelor, nimeni nu poate să facă nimic, pentru că lacul Tekirgiol este o zonă protejată. Ar trebui să fie curățată totuși, pentru turiști este neplăcut. Dezagreabil, da? Primăria. Nu? Analizele specialiștilor vor fi gata mâine.
România are cea mai rapidă revenire din ultima sută de ani după o criză economică. Este anunțul făcut de premierul Florin Câțu într-o postare pe Facebook. Șomajul s-a tot redus și am ajuns la cel mai mic număr de persoane fără un loc de muncă din martie încoace. Unii economiști sunt de acord cu asta, dar spun că în multe sectoare criza de angajați se va agrava. Vor fi acordate salarii mai mari, care vor duce inevitabil și la creșteri de prețuri. În postarea de pe Facebook despre revenirea economică, Florin Câțu menționează că rata șomajului s-a tot redus anul acesta, până la 5,5% în mai. Potrivit Institutului Național de Statistică, sunt aproape 450.000 de oameni fără un loc de muncă. Vedem cum economia își revine și rata șomajului continuă să se reducă. Firmele românești vor fi în competiție cu firmele occidentale în a atrage personal. Va fi mult mai ușor să atragă din Europa Centrală și de Est personal calificat prin intermediul acestei munci remote, care înainte de pandemie nu exista. Potrivit datelor furnizate de una dintre cele mai mari platforme de recrutare de la noi, în luna iunie a fost record de anunțuri postate de angajatori. Dintr-un total de 35.000 de anunțuri din toată țara, peste 7.400 au fost pentru slujbe în retail, iar câte 5.000 în prestări de servicii și transporturi. Companiile din producție, turism, Horeca și IT au și ele mare nevoie de oameni. Retailul compensează foarte mult sistemul de beneficii și planul de evoluție în carieră. Salariile oferite în medie pornesc de la 2.400 de lei, adăugându-se bonurile de masă, asigurarea medicală. În Horeca s-a ajuns ca la terasele din centrele marilor orașe salariul de pornire pentru un ospătar să fie de 3.000 de lei, la care se adaugă bacșișurile. Iar în transporturi, un șofer de tir câștigă de la 5.000 de lei în sus pentru curse interne. În schimb, în agricultură, fermierii se plâng că nu găsesc nici măcar sezonieri, pentru că pleacă în vest. Câți bani vor? Păi, ca dincolo, undeva la 2.000-2.000 ceva de euro. Și la noi, cu un leu 20 pe lapte, n-ai de unde să dai. Economiștii spun că anul acesta putem recupera tot ce am pierdut în 2020. Economia țării ar urma să crească cu 5% în estimarea guvernului, care se apropie de cea a Comisiei Europene. Fondul Monetar Internațional are o estimare chiar peste aceste așteptări, de 7% a avansului economiei românești. Este săptămâna cea mare a fotbalului european, la capătul căreia duminică la Pro TV va fi încurunată noua regină a continentului. Până atunci, marți și miercuri, trei superputeri, Italia, Spania, Anglia, dar și o națională formidabilă gata să înscrie încă o dată istorie, Danemarca, luptă pentru un loc în finala Euro 2020. Dincolo de pandemie și de încasări scăzute pentru organizatori, echipele participante la competiție vor lua bani serioși. UEFA a pus la bătaie cel mai mare fond de premiere din istoria turneelor finale. Pandemia a împins Euro 2020 în 2021 și a adus, printre altele, la limitarea accesului fanilor pe stadioane ori la retragerea unor sponsori. Totuși, bugetul de premiere pentru naționalele participante a crescut față de turneul final găzduit de Franța în 2016. 371 de milioane de euro vor primi în total echipele de la acest turneu. Simpla calificare le-a adus oricum peste 9 milioane de euro fiecăreia dintre ele. O victorie în grupe, de exemplu, a însemnat 1,5 milioane de euro în conturi. Accesul în fazele superioare reprezintă o adevărată lovitură financiară. Peste 10 milioane de euro iau semifinalistele de marți și miercuri la capătul a trei runde eliminatorii, în timp ce finalista și campioana punctează major în reprezentația de gală de pe Wembley. Alte 7, respectiv 10 milioane de euro. Doresc din tot sufletul să fie finala Italia-Anglia, cred că va fi un spectacol total. Cred în continuare că Italia va fi campioană europeană. În acest moment, Italia poate încasa tot ce pune la bătaie UEFA pentru un parcurs impecabil. Azzurri au victorii pe linie și au strâns 24 de milioane de euro. Dacă vor triumfa în finală, vor primi încă 10. Pe de altă parte, continuă controversele privind accesul publicului pe Wembley pentru ultimele trei partide. Legendara arenă va putea primi în jur de 60.000 de spectatori la finală. UEFA a exercitat presiuni pentru ca autoritățile să uite de carantină și testare. În acest moment însă, singurii care dorm liniștiți sunt fanii britanici sau cei care locuiesc în regat. Doar pe ei îi ocolesc măsurile. De asemenea, oficialii au renunțat la restricții și în cazul VIP-urilor de pe listele de protocol UEFA. Aproximativ 2.000 de persoane. Nu cred că fanii italieni nu vor fi la meci, pentru că sunt convins că mulți italieni trăiesc la Londra sau în Anglia. Când joci fără fanii, nici jucătorii, nici antrenorii
Cred că nimeni nu este fericit. Potrivit Federației Române de Fotbal, în urma meciurilor de la București, la care au luat parte peste 52.000 de spectatori, nu a fost înregistrat vreun caz de îmbolnăvire. Așadar, mâine seară, de la ora 22, în direct la Pro TV, Italia și Spania se întâlnesc în prima semifinală. În 2012, la Kiev, spaniolii au scris istorie după un 4-0 cu squadra azzurra. Au devenit astfel prima echipă care și-a apărat titlul cucerit. Miercuri, în schimb, Anglia, care aleargă după un trofeu de 55 de ani, dă piept cu Danemarca. O echipă care a început turneul dramatic, pierzându-și cel mai bun jucător. Vorbesc, desigur, despre Christian Eriksen, dar și cu două înfrângeri. Partidele se văd în direct și pe Voio, acolo unde, de altfel, regăsiți toate meciurile din cadrul acestui turneu. Harnici inventivi, unii producători români vin cu tot soiul de oferte ca să-și poată vinde integral recolta de fructe. Într-o livadă din zona capitalei, de pildă, clienții își pot culege singur cireșele. Sunt gustoase, mai ieftine decât la piață și mai bune față de multe din import. Cei care ajung în această livadă de lângă București sunt invitați să mănânce câte cireșe poftesc și chiar să culeagă ei fructele pe care vor să le cumpere. Au de ales din mai multe soiuri, cu prețuri între 10 și 12 lei. Mi se pare o ocazie foarte bună pentru toți cei care au copii să vină să-și culeagă cireșele. Vorba de soiul Regina, sunt pom de anul 3. Acest proprietar deține o pepinieră întinsă pe 19 hectare, din care 19.000 de pomi sunt numai cireși. Livada a fost înființată acum 3 ani cu ajutorul fondurilor europene. Anul acesta a avut și prima recoltă de cireșe, care se ridică la 10 tone. Pe viitor estimăm în 2-3 ani să ajungem la peste 100 de tone și atunci o să încercăm să valorificăm prin marile lanțuri de magazine. Lângă Alba Iulia găsim o livadă cu peste 100 de mii de pomi. Am plantat undeva la 2 hectare atunci, în prima fază, și acum am ajuns undeva la vreo 24 de hectare. Reușim să vindem producția direct de aici, deoarece foarte multă lume ne cunoaște și doresc să vină direct la producător. Reușim de asemenea să vindem în piețele mici și magazinele mici din Alba Iulia. După ce pe parcursul anilor multe livezi au fost închise, s-au transformate în teren agricol, iar în magazine găseam doar fructe din import, situația pare să se schimbe. Aproape 300 de milioane de euro fonduri europene au fost accesați în ultimii ani pentru astfel de plantații. Ușor, ușor putem deveni exportatori de fructe, nu importatori. În România avem acum livezi pe o suprafață de 137.000 de hectare. Nevoia pe piața de fructe românești este uriașă. Unele lanțuri de magazine au încheiat contracte cu fermierii români. Cireșele din toată rețeaua provin doar din livezi din România. Există o relație comercială direct cu producătorul sau cea de-a doua variantă prin intermediul unor cooperative. Potrivit Ministerului Agriculturii, județele din România în care se află cele mai multe livezi sunt Argeș, Dâmbovița, Vâlcea, Buzău, Prahova și Bistrița-Năsăud. Și în timp ce importăm flori din Olanda sau din alte țări exotice în valoare de zeci de milioane de euro pe an, în țară tot mai puțini îndrăznesc să investească în așa ceva. Asta deși horticultorii români au dezvoltat zeci de noi soiuri de trandafir cu parfum delicat, colorit intens, dar și rezistenți la schimbările bruște de temperatură. Sunt unici în Europa și pot fi începutul unei investiții bune pentru cultivatorii de la noi. Acesta este spectacolul naturii numit Maribela, unul dintre trandafirii creați în România. Cu o culoare și un miros unic, este cerut în special pentru aranjamentele florale. La Universitatea de Științe Agricole din Cluj, specialiștii lucrează de mulți ani la noi grupuri de plante. Până acum au realizat peste 40 de soiuri de trandafiri autohtoni. Totdeauna trebuie să creăm un soi care e mai frumos decât cele care există. Un soi nou se creează cam între 5 și 7 ani. Avem această colecție impresionantă cu 320 de soiuri de trandafir, din care 46 sunt creațiile stațiunii. Acum, colecția impresionantă de trandafir s-a transformat într-o expoziție în aer liber, dar și într-o invitație pentru planul unei investiții profitabile. Așa cum s-a întâmplat în Ciumbrut, județul Alba, unde pasiunea unei familii s-a transformat într-o afacere cu trandafir transmisă din generație în generație. Avem în jur de 50 de soiuri. Trandafiri ajung la persoane care își plantează în grădină, la marketuri și
la florării mai mici. Ați dat și la export? Acum va fi în Polonia. Culorile aprinse și soiurile bogate în petale sunt cele mai cerute. Cele mai dominate sunt roșii, galbene, culorile astea mai tare care este. De exemplu, avem și mauvul ăla care este cu parfum mai intens. Observăm aici câteva tufe care continuă să înflorească așa abundent. Sunt medaliate cu aur. În nord-vestul țării, mai exact la 10 km de Arad, un parc întins pe 24 de hectare atrage mulți curioși. Trandafirii de aici au fost premiați și în străinătate. Trandafirul e o plantă foarte generoasă, adică îți cere puțin și îți oferă mult. Plantele acestea nu prea sunt udate, nu le stropim, sunt soiuri rezistente, soiuri premiate și înfloresc în valuri. Potrivit Institutului Național de Statistică, dacă în urmă cu 5 ani aveam peste 500 de hectare cu flori, în prezent suprafața s-a înjumătățit, iar cei care fac afaceri în domeniu preferă importurile. Din acest motiv, românii plătesc de 3 ori mai mult pentru un trandafir decât olandezii, italienii sau bulgari. Mai încrâncenați ca niciodată, liberalii își aleg în această vară liderii de organizații, iar în toamnă șeful de partid. Cei doi candidați, Ludovic Orban și Florin Câțu, sunt în campanie în teritoriu și de pe aceea scenă își aruncă acuzații dure. În timp ce premierul anunță tranșant că în septembrie el va fi câștigător, președintele Camerei Deputaților invocă Biblia, drapelul național și biserica, atunci când nu se compară cu Cristiano Ronaldo. Declarațiile făcute de Ludovic Orban în fața liberalilor din Bacău au stârnit reacții aprinse, atât în PNL cât și la USR Plus. Avem niște parteneri de guvernare care de multe ori parcă nu s-au născut aici. Nu i-am văzut la momente esențiale în celebrarea tot ceea ce este simbol al națiunii române. Ca să nu spun că noi am văzut jurând pe Biblie și noi am văzut făcând cruce. Același Ludovic Orban a ieșit în evidență când, pe o altă scenă, tot în Moldova, a comparat partidul cu Real Madrid, iar despre sine a lăsat să se înțeleagă că ar fi un soi de Cristiano Ronaldo. Real Madrid a renunțat la Ronaldo, n-a mai câștigat nici în Champions League. Ca să rămână în temă, premierul i-a transmis că Portugalia aceluiași Ronaldo a plecat acasă de la Euro. Nu puține însă au fost situațiile în care cei doi au avut același public. Florin Câțu nu a ezitat să îi reproșeze lui Orban eșecul unor proiecte sau lipsa unor reforme. Am promis că facem reforma administrației publice. Nu am făcut-o pentru că existam un post electoral. Am promis că facem reforma pensiilor. Nu am făcut-o pentru că existam un post electoral. Toate aceste meciuri de la vârful PNL vin la pachet cu scandaluri în teritoriu, în organizațiile unde s-au ținut până acum alegeri și unde au fost multe discuții legate de fraudarea votului. Cine le numără, domnule? Cine le numără? Cine validează aceste alegeri? Probabil, păi nu o luăm pe probabilități. Comisia de voturi se o luăm pe legalitate. Legalitate, ce spune legal? Alegerile interne din PNL au început în urmă cu 2 săptămâni. De șefia organizațiilor depinde în general și votul delegaților care vor veni la București în septembrie. De aceea atât Ludovic Orban cât și Florin Câțu au candidați favoriți. În tabăra lui Florin Câțu s-au plasat cei mai mulți dintre miniștri, dar și lideri locali, precum Emil Boc sau Gheorghe Flutur. Pe de altă parte, candidatul susținut de Ludovic Orban a câștigat recent șefia sectorului 5, organizație din care provine tocmai Florin Câțu. Este alertă la primăria din Oradea după ce baza de date a instituției a devenit inaccesibilă după un atac al hackerilor. Din acest motiv, dimineața au funcționat doar ghișeele de la impozite și taxe. Partea bună este că serverul instituției este protejat de un sistem de securitate și există o copie a tuturor informațiilor, așa că acestea vor putea fi recuperate integral. Operațiunea va dura câteva zile. În astfel de cazuri, hackerii cer sume de bani pentru a debloca sistemul, însă primăria a negat că ar fi primit o astfel de solicitare. Cel mai probabil va fi deschisă și o anchetă pentru identificarea și pedepsirea celor care au declanșat atacul. Papa Francisc este conștient, respiră fără asistență și are o stare generală bună după intervenția chirurgicală prin care a trecut ieri, în urma căreia a fost îndepărtată o parte a colonului. Operația sub anestezie generală a durat 3 ore și a fost făcută de o echipă chirurgicală formată din 10 persoane de la Spitalul Gemelli din Roma. Suveranul pontif în vârstă de 84 de ani va rămâne în spital timp de 7 zile sub supravegherea medicilor. Este prima dată când părintele a fost spitalizat după ce a fost ales papă în 2013. Înainte de a veni la spital, s-a adresat câtorva mii de oameni adunați în piața Sfântul Petru.
Cu artificii, grătare și petreceri, plus nelipsitele concursuri de înfulecat hot dogs, americanii au sărbătorit Ziua Independenței în speranța revenirii la normal după 16 luni în care au trăit sub amenințarea COVID-19. Președintele Biden a vorbit despre ieșirea din cea mai grea etapă a pandemiei, dar a avertizat că lupta nu s-a sfârșit. Vaccinarea este cel mai patriotic lucru pe care îl putem face, le-a spus acesta compatrioților. Think back to where you were a year ago and think about how far we've come. We are closer than ever to declaring our independence from a deadly virus. Artificii deasupra cerului capitalei, mulțim de oameni pe National Mall și petreceri de Ziua Independenței. Una găzduită de președintele Joe Biden la Casa Albă cu peste 1000 de oaspeți, cei mai mulți dintre ei lucrători din domeniile esențiale. Întreaga națiune americană vrea să uite de pandemie, însă, după cum a avertizat președintele, lupta nu s-a terminat. We all know powerful variants have emerged, like the Delta variant. But the best defense against these variants to get vaccinated. Joe Biden a așteptat mult ocazia de a sublinia succesul campaniei de vaccinare pe care a promovat-o. N-a fost îndeplinit obiectivul stabilit pentru 4 iulie, 70% din populația adultă vaccinată. Totuși, 67% dintre americanii cu vârste de peste 18 ani au fost imunizați. Însă este îngrijorătoare pentru autorități diferența dintre comunitățile în care vaccinarea a fost intensă și cele în care a fost mai scăzută, în unele zone rurale sub 30%. De 4 iulie, paradele și concertele s-au ținut lanț. Au fost și show-uri de acrobație aeriană. Unii americani au sărbătorit mâncând. Tradiționalul concurs de înfulecat hot dog din New York a avut același veșnic câștigător. Joey Chestnut, zis Fălci, a dat gata 76 de cremvurști cu chiflele aferente în 10 minute. Astfel a stabilit un nou record mondial, adăugându-și cea de-a 14-a centură de muștar în palmares. În Florida, autoritățile au demolat controlat ce mai rămăsese din blocul de locuințe care s-a prăbușit parțial acum 2 săptămâni. Apartamentele care rămăseseră cât de cât întregi au fost evacuate, apoi imobilul a fost distrus complet prin detonarea unor încărcături de explozibil. Autoritățile au luat această decizie pentru siguranța echipelor care caută în continuare cadavre, mai ales că o furtună tropicală se apropie de Florida. Cel puțin 24 de oameni au murit, alți 121 sunt încă dați dispăruți. Iar o parașută atașată unui avion de mici dimensiuni a scăpat de la moarte o familie din Statele Unite. Ce s-a întâmplat și cum s-a încheiat aventura celor doi soți aflați după o scurtă pauză. Doi americani, pilot și pasager, au scăpat cu viață dintr-un posibil accident aviatic. I-a salvat parașuta cu care era dotat aparatul de zbor de mici dimensiuni. Pilotul și-a dat seama deasupra unui râu din Florida că nu poate ateriza în condiții normale pe pista aeroportului, așa că a declanșat deschiderea parașutei care a atenuat căderea, iar cei doi ocupanți, pilotul și pasagerul, care era chiar soția lui, au ajuns în apă teferi și nevătămați. O renumită cascadă de pe râul Galbel din nordul Chinei atrage o mulțime de vizitatori după ce a căpătat o neobișnuită și spectaculoasă nuanță de verde. Absența nisipului și altor sedimente aduse de apele curgătoare după o perioadă mai lungă, fără ploi, precum și reflexiile solare, au colorat în verde a doua cascadă ca mărime din China. Nu durează mult un asemenea fenomen, așa că turiștii se grăbesc să vadă apele de smarald și zecile de curcubee formate de stropi de apă. Cu informațiile zilei din sport, ni se alătură Corina Caragea. Bună seara, Corina! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Fotbalist de 10 la BAC în Liga 1 și colegul lui Ronaldo a dat BAC-ul în România. Imediat la sport, decizia istorică luată de steliști la inaugurarea noului stadion din Ghencea și noul Hagi, aproape de transferul verii. Rapid campioană la BAC, un fotbalist din Giulești a luat 10 pe linie, perla de la FCSB n-a dat BAC-ul. Un român de națională, transferul verii la Galatasaray, Hagi și Popescu i-au pus o vorbă bună la Istanbul. Primul antrenament în Ghencea, înainte ca Steaua să retragă numărul 7, cu care Lăcătuș a făcut istorie. Dinamo pe marginea prăpastiei, singura investiție pe care Țiriac o face în Ștefan cel Mare. Șumudica a dat de bani la CFR și va fi bogat dacă ajunge în Champions League. Brenciu a lăsat tigaia pentru racheta unei campioane și a jucat tenis ca să rămână singur în emisiune cu Ina.
cum a ajuns tricoul lui Ronaldo la un dinamovist. Dacă îl vinde, Dinamo scapă de probleme. Ce moment și-a adus iubita la meci ca să o ceară de soție. Bătaie pe circuit, au transformat volanul și căștile în arme de luptă. Nici nu și-a dat seama că a marcat și a început să plângă de durere după gol. Și transformare miraculoasă prin machiaj, cine îi conduce de fapt pe englezi spre titlul european. Cum o să fie vremea în această săptămână știe Magda Pălimariu. Bună seara, Magda! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Vremea se încălzește în această săptămână și vorbim din nou despre caniculă și disconfort termic accentuat. Nu scăpăm nici de ploi. Până mâine dimineață avem avertizări de vreme severă în estul și în sud-estul țării. Acolo unde este cod portocaliu vor fi averse abundente ce pot aduce 60-80 de litri de apă pe metru pătrat, iar în zonele aflate sub cod galben cantitățile de apă vor ajunge până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Cam atât deocamdată, dar cu detaliile vă aștept imediat după sport. Mulțumesc, Magda, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează sport, vremea și las fierbinți. Ne revedem mâine la ora 19. O săptămână reușită tuturor!